cu zborul lui spre înălțimi orice sitar, n-are teamă de adversari. De nimeni nu ne temem, fiindcă așa suntem noi, luptăm ca niște eroi. Faceți loc, faceți loc, Astra Giurgiu iese astăzi iar la joc. De nimeni nu ne temem, fiindcă așa suntem noi, luptăm ca niște eroi. Bună seara tuturor! Am început cu imnul Astrei. Asta prefațează, bineînțeles, o emisiune cu temă fotbalistică. Nici nu se putea altfel. Astra înainte de toate, parafrază la Giurgiu înainte de toate, titlul emisiunii mele. Sunt Gelu Brebenel, mulțumesc că ați ales TV Giurgiu și că ați ales emisiunea mea. Așadar, în seara asta discutăm despre marele succes al giurgiuvenilor. Un succes adus la noi acasă de echipa noastră de fotbal Astra Giurgiu, campioana României. A fost o săptămână nemaipomenită, o zi de Paști nemaipomenită. Vom povesti despre toate astea și despre succesul Astrei. Dați-mi voie să vă prezint invitații mei. Bună seara, domnilor! Bună seara, domnule Narcis Coman! Bună seara! Mulțumim că sunteți alături de noi și de fotbalul românesc și de fotbalul giurgiuvean mai ales. Mulțumesc pentru invitație! Vom avea ce să discutăm în seara asta. Costel Chiosea este invitatul meu, producătorul și solistul imnului Astrei Giurgiu. Un imn cu totul și cu totul deosebit, toată lumea aplaudă pe stadion. Bine ai revenit la noi, Costel. Bună seara, bine v-am găsit și mă bucur că apar în postura de interpret al imnului echipei campioane, ceea ce este un lucru extraordinar. Nu știu cât se pot bucura cu această performanță. A fost cu noroc. Sigur. Alexandra Preda este colega noastră de jurnalistică, reporter la Muntenia TV. Bine ai venit în platoul nostru. Bună seara, bine v-am găsit. Ai avut o săptămână cu lacrimi multe. Clar, bineînțeles. Alexandra este invitatul nostru la capitolul, am văzut și giurgiuveni fericiți, discutăm mai târziu despre asta. Paul Dupir și Petrica Radu au mai fost de multe ori la noi în platou, vă salut băieți. Cei mai înfocați fani ai Astrei din Liga suporterilor Astra Giurgiu. Mulțumesc și vouă, nici nu știu cum să încep. Haideți să discutăm puțin despre parcursul Astrei. Domnule Narcis Coman, vreau să vă întreb pe dumneavoastră, sperați ca Astra să aibă un asemenea succes? Nu, într-adevăr nu. Noi ne-am mai întâlnit aici și tot discutam înaintea de partide importante. Astra a condus într-adevăr 30 de etape din etapa a 7-a, o să vorbim și despre recordurile Astrei, dar de fiecare dată eram așa, între două ape, puteam pierde locul 1 cu Steaua în spate mereu. Nu vă așteptați? Nu mă așteptam, de ce să spun, special după ce am văzut meciul cu Astea, când ne-au pompat 5-6 goluri acolo. E la 5-1 în etapa 5-1, a doua, primul meci al nostru acasă. A fost bine înfrângerea aia venită, că imediat s-au... Ardelenii probabil au vrut să se răzbune puțin pe noi, pentru că noi am făcut campion pe Steaua, bătându-i pe... Bardelen la noi acasă. Stai. Nu, asta a fost o întâmplare să dai 5 lui Astra. Nu e chiar așa de ușor. A fost șansa lor să dai. E asta o echipă care se încălzește greu. Gol. Mai discutam că nu prea joacă fotbal până nu iau un gol. Da, dar a fost bine că i-a bătut, că au revenit și au început băieții să joace fotbal. Și un fotbal plăcut, un fotbal care de drag veneai la stadion să-i vezi, chiar și la dădea meciuri la televizor. Deci a avut un parcurs extraordinar de bun, a condus atâtea etape, vă dați seama, nici Steaua n-a condus atâtea etape
pe timpul... Din etapa 7, deci până în etapa 26 în sezonul regulat și apoi încă 9 etape până încă acum. 9 etape a fost... De fapt, încă 10, că n-are cum să mai... Chiar. 30 de etape pe locul 1. Da. Aici e și meritul lui Șumu, adică trebuie să-l recunoaștem. A știut cum să-i țină strânși, uniți, să joace un fotbal bun, de calitate, și trebuie să-l felicităm. Astra, o campioană de cursă lungă, există și singurătatea lor alergătorului de cursă lungă. Când ești primul în față, vorbind de maratoniști, nu mai vezi nimic, toți sunt în spate. Este o anumită singurătate, dar e frumoasă, mai ales să mergi până la capăt acolo. Tu, Costel Chiosea, sperai ca Astra să ajungă aici? Cam 90% așa speram. Singurul meci pe care l-am pierdut din meciurile de acasă a fost cel amintit de legenda fotbalului românești, Giurgiu Vean. Pe care l-ai pierdut în sensul că n-ai fost tu la meci, vrei să spui. Suntem mândri. Atunci nu am fost la meci, am avut ceva de rezolvat. Am fost la celelalte meciuri și, cum spune și domnul Coman, mi-a plăcut foarte mult strategia lui Șumudi, că în acea perioadă de așa zisă sau proprie criză cu jucătorii, când a adus lotul acela de la Chiajna, mulți priveam cu mai puțină încredere pe Lovin, pe Boldrin, și cu timpul s-au adaptat perfect, sunt o adevărată familie și în special mi-a plăcut fotbalul practicat de Astra la începerea play-off-ului. Deci din momentul ăla ați văzut mai scârțea pe acasă. Să fără și un mândică, dar nu mi-a plăcut play-off-ul, dar până la urmă și toată ne-am mulți cântat play-off-ul ăsta. Erau așa cu dubii cu privire la play-off, dar până la urmă a fost un spectacol nemaipomenit. Aceleași șase echipe să joace dezabuse între ele repede, săptămâna de săptămână. Problema mie mi-era frică de Steaua că începe să umble pe alte părți. Uite că n-a mai umblat, s-a mai potolit. Astra a ținut perfect de bine capul sus, a știut să-i spune lui Steaua: domnilor, noi suntem pe primul loc, nu dumneavoastră cu toate șmecherile dumneavoastră, pentru că a încercat să facă ceva și Steaua. Nu mai poate să fie o echipă numai cu nu l-a reușit. Pusul de reghe cap că noi suntem... ne interesează jocul care vine acum, noi suntem, avem o echipă performantă, avem cutare, cum vorbea la televizor. Stai că băiatul nostru, Șumudică, cu școala care a spus că are printre coloane, a știut să... Are școala vieții, da. Să țină echipa pe primul loc. Când pierzi 3 meciuri din 4, apoi acuzi de non-combat cu Dinamo în moment și pe Panduri, care, deci cu Panduri am avut niște rezultate mai slabe, o înfrângere și să fiu iertat, două egaluri. Și ce se întâmplă? Să fiu iertat. Asta înseamnă neputință. Când începi să te scuzi. Când spui că ai un lot formidabil și pe urmă începi să te scuzi ca arbitru. Că a pierdut Dinamo, dar tu ca Steaua de ce ai pierdut în meciurile directe? Păi... Deci aici a fost cheia. Acum tot arbitru, ai primul joc care a bătut cu 2-0 cu arbitru, cu nu știu ce, hai să o zicem, da, au dat aia 3 și... Așa este. Dar acum două care ne-a pus pe tavă Varela, două lovituri de la 11 metri și îl felicit și pe această cale. Noi să ne mulțumim. Deci ei singură pierdu un meciu. Pentru un meci, un arbitru adevărat nu dă două penaltiuri, dar din câte mi-aduc aminte, Astra trebuia să primească 4 penaltiuri. Clare. Da. Asta era soluția ca să oprești golul până la urmă. A fost suficient. Da. Haideți să trecem microfonul la frumoasa noastră domnișoară, colega noastră. Am auzit că ai plâns 2 zile. Da, bine, nu prea am înțeles mare lucru din astea 2 zile, asta e clar. Emoții multe, fericire, bucurie. Trebuie să spunem telespectatorilor că Alexandra este, printre altele, și reporter sportiv, o mare iubitoare a fotbalului și a echipei noastre Astra Giurgiu. Mereu pe stadion, mereu la conferințele de presă, știm despre ce vorbim. Da. Dar totuși 2 zile, ți-ai revenit cu greu. Foarte greu. Și acum mai am moment în care îmi vine să plâng, pentru că, nu știu, m-am atașat foarte mult de echipă și... Pentru mine a contat foarte mult faptul că în momentul în care am ajuns la stadion, acolo am găsit oameni care au dat tot ceea ce au putut ca să lupte și asta m-a motivat și pe mine de multe ori în viața mea personală, să zic așa. Te-am văzut foarte supărată de câteva ori la conferința de presă când Șumudică se răstea la Giurgiu Veni, că nu vin pe stadion. Da, pentru că nu... La un moment dat trebuie să spunem că noi, jurnaliștii giurgiuveni, o parte din noi, ne-am
bătut puțin cu Șumudică, care susținea că giurgiuvenii nu merită o asemenea echipă, că stau la pește și nu vin la meci. Tu erai de partea lui Șumudică, eu cu Bogdan, da, chiar dacă Vladul, înainte se luase l-am nimic. Atacat puțin pe Șumudică, pentru că noi l-am avut în platou emisiunii pe Dani Coman, președintele clubului Astra. Un băiat de toată isprava, foarte, foarte muncitor, a făcut foarte mult bine. Nu mai puțin, domnule Coman. Ați fost și dumneavoastră atunci. Da. Că mi-a fost în emisiunea aia foarte greu să zic Narcis Coman, Dani Coman, nu cumva să încurcăm lucrurile. Da, și spunea că clubul, mă rog, are o întreagă strategie pentru a duce pe Giurgiuveni pe stadion. Iar când Șumudică se tot răstea la Giurgiuveni, la un moment dat l-am întrebat, dar dumneavoastră, domnule Șumudică, nu faceți parte din această strategie? Și s-a supărat foarte tare. Ne-a explicat că au venit echipe celebre din Europa la Giurgiu și că giurgiuvenii n-au venit pe stadion. Până la urmă au venit, zic eu. Haideți să discutăm puțin și despre chestiunea asta și aș începe și cu băieții să-i băgăm puțin în seamă. Voi ați fost mereu alături de Astra. Ceea ce m-a uimit este că ați fost la toate meciurile în deplasare și în țară și când Astra a jucat peste hotare, ca să zicem așa. Nu chiar la toate, dar un nucleu există. 9% din deplasările le-am făcut. Vorbeam de singurătatea alergătorului de cursă lungă, vorbind că Steaua este campioană de... Astra, campioană de... E greu să... Sunteți atenți, v-am vrut să văd dacă sunteți vigilenți, da? Și într-un fel v-am văzut și pe voi, m-am văzut singurătatea și tristețea fanilor de cursă lungă când vă văd acolo în peluză, încercând să și reușind să încurajați echipa, dar sunteți totuși destul de puțin. Triști. Triști nu suntem, puțin suntem într-adevăr, să vede, s-a văzut în tot parcursul ăsta, tot campionatul și campionatele puțin trecute. Puțin de inimoși. Da, asta să fiți sigur. Avem amintiri frumoase, deplasări frumoase. Chiar dacă n-am fost mulți, ne-am făcut remarcați și asta a fost important pentru noi. Chiar și la meciurile de acasă, noi ne-am dorit. Acum, ce putem face mai mult decât noi să fim acolo și așteptăm să vină giurgiuvenii. După acest titlu, acum... Poate iese așa un pic orgoliu giurgiuvenilor la înaintare și... Au ieșit și giurgiuvenii pe stradă, au venit și pe stadion. Poate asta să fie începutul. Dacă îmi permiteți, atitudinea antrenorului și a echipei în acest ultim meci, când toată lumea se aștepta, poate și eu eram puțin sceptic în privința victoriei, atitudinea pe care au avut-o, deși erau campioni și făcând acea repriză a doua de vis cu 3 goluri înscrise în poarta lui Dinamo, eu cred că au mai câștigat cel puțin la cei 2000 care suntem permanent pe stadion la meciurile Astrei, eu cred că au mai câștigat cel puțin 1000 de spectatori. Da, cu acea să discutăm separat despre Astra și despre meciul ăsta. Și o să discutăm, într-adevăr, multă lume s-a aștepta odată ca echipa după o asemenea euforie și, și chef și beție, da, dacă vreți. Și Șumudică a zis-o în conferința de presă că s-a aștepta, le-a dat culcarea în noaptea aia când au ieșit campion la 2 și a aflat că s-au culcat la 6:30. De a morim spunea că a dormit 2 ore sau o oră, cam așa ceva. Și îmi place de el că, deși nu știe bine românește, știe să glumească și răzbate gluma lui. Zice, poate că asta este o soluție, dar acum încolo o să dorm mai o oră înainte de meci. Da. Ia zi, Paule, și tu. Te așteptai la asemenea succes din partea voastră? Nu mă așteptam. De la bun început nu m-am așteptat să devenim campioni. Cu toate că la câte deplasări și la câte meciuri am fost acasă, acum ultima perioadă, pentru că am fost interzis, Ți s-a suspendat activitatea vreodată. Dar e regretabil, da. Tot ce am făcut, am făcut ca în continuu. Ce făceam înainte, fac și acum, organizăm, căutăm mijloace de transport, la fel și când ajungem la stadion, tot să punem mai bannerul colo, steagul colo, toate cele, recuzita. Încercăm să facem cântece noi. Chiar după sărbătoarea, după ce Steaua a făcut 1-1 și noi deja am devenit campion, a doua zi dimineață l-am dus pe Daniel Nicolae, l-am dus la unde servesc ei cafeluța
dimineața și chiar l-am rugat să ne dea și nouă să ne învețe din repertoriul la galerile, de, da, de la suporterii, până la echipele pe care au mai fost. Am zis că o să ne ajute, sperăm cu ce mai luăm de la colegii noștri, de la... Mai avem și celălalt suspendat, Ionuț, care ne-a ajutat la foarte multe cântece, la foarte multe... Și sperăm că ușor, ușor... Ionuț, prietenul tău, suspendat ca și tine, un an. Asta da, ca să ești tu cu cine să stai la televizor. Da, da. Da, chiar meciul l-am văzut împreună și după ce s-a terminat meciul... Nu ți-a părut, nu mai ai fost pe stadion? Cum să nu? Cum să mai aveam nițel și plângeam cu Ionuț, ne părea că nu eram acolo și... Azi urați să nu mai faceți. A, păi nu, nici n-am făcut nimic, că dacă făceam ceva... Am discutat, au fost niște jandari mai duri așa. Haideți să vedem un video despre, o știre am făcut-o eu ieri, despre recordurile Astrei. Vreau să spun că datele, unele dintre aceste statistici n-au fost puse la dispoziție de către clubul Astra. Vedem video și îl discutăm după aceea. Cea de-a 98-a ediție a Ligii 1 Orange a dus pe Astra Giurgiu în postura de campion a României. Festivitatea de premiere având loc pe stadionul Marin Anastasovici din Giurgiu, imediat după victoria cu Dinamo. Astra a dovedit tuturor că nu este o echipă de conjunctură, conducând în clasament din postura numărul 1 încă din etapa 7-a, ca o campioană de cursă lungă. Trupa de la Dunăre devine cea de-a 24-a echipă care își trece numele pe lista triumfătoarelor, iar Giurgiu al 13-lea oraș unde ajunge trofeul. Performanța remarcabilă izbutită de giurgiuveni, având în spate o serie de statistici care spun multe. Astfel, Astra a condus autoritar acest campionat, gruparea antrenată de Marius Mudică fiind lideră de la finalul rundei a 7-a din sezonul regulat. Antrenorul Marius Mudică este al treilea elev al lui Mircea Lucescu, după Mircea Rednic și Ioan Andone, care reușește să câștige campionatul atât ca jucător, cât și ca antrenor. De asemenea, a denotat un nou titlu ajuns în familia Lung. Astfel, după seniorul Silviu Lung, campion de trei ori cu Universitatea Craiova în sezonul 79-80, 80-81 și Steaua în sezonul 88-89 și după fiul său mai mare, Tiberiu, cu un titlu la Steaua în sezonul 2000-2001, a venit rândul lui Silviu Junior să-și treacă numele pe cel mai râvnit trofeu din fotbalul românesc. Interesant, dar și unic, faptul că toți trei au evoluat pe același post. Dintre cei 27 de jucători cu minute în primele 35 de runde, doar doi mai cunoscuseră gustul unei performanțe similare. Este vorba de Daniel Nicolae, campion cu Rapid în ediția 2002-2003, și Florin Lovin, campion cu Steaua în sezonul 2004-2005 și în sezonul 2005-2006. Pe toată durata campionatului, Australia au arătat fantastic atât fizic cât și psihic, iar asta s-a văzut și prin faptul că în 6 dintre cele 10 meciuri în care au intrat conduși la pauză, aceștia au reușit să salveze cel puțin un punct. Trei jucători au purtat banderola de capitan în cele 35 de runde, Valeriu Căgăman, 17 jocuri, Constantin Budescu, 16 și Gabriel Enache în două partide. Patru jucători cu trecut la Petrolul, fosta rivală din orașul unde actuala câștigătoare a trofeului a debutat în Liga 1, au devenit campioni în premieră în fotbalul autohton cu Astra. Este vorba despre Geraldo, Budescu, Bugema și Teixeira. Alibeca a avut un sezon fabulos, a marcat de 16 ori, a oferit 7 pase decisive și a scos 4 penaltiuri, reușite care au făcut diferența dintre Astra și celelalte competitoare. Printre victimele atacantului s-au numărat toate cele 6 echipe prezente în play-off. Așadar, recordurile Astrei, iată 24 de echipe au avut în bucurie să fie campioane ale României în 13 orașe, Giurgiu, ultimul oraș pe harta țării, unde a poposit Cupa de Campioni. Astra pe primul loc din etapa 7, în total 30 de etape. Elevii ai lui Mircea Lucescu, campioni ca jucători și antrenori, Marius Mudică, Mircea Rednic și Ioan Andone. Aici vine... rândul dumneavoastră, domnule Narcis Coman, se făceau referire la, în statistici la campioni în familie. Silviu Lung senior. Da, pe Silviu Lung senior l-am cunoscut la echipa națională. Am fost amândoi în partea echipei naționale la antrenamente, iar eu am fost titular, el a fost rezervă. A fost campion cu Universitatea Craiova. 79-80, 80-81, de două ori. Da, 78, da, de două ori a fost. 79-80, 80-81 da. Și cu Steaua, 88-89. Feciorul lui, care, iar... Tibi. E, din familia lui, trebuie trecut încă un campionat. Și el campion cu Steaua în 2000-2001. Da, și acum trebuie să spun de Silvica nostru, junior,
Îmi place foarte mult de el. Spun cu cea mai mare plăcere că e mai talentat decât toți lungi. Silvica cel mai talentat, lungi, ziceți dumneavoastră, da. Duce, este mult mai talentat. Sunt standard de familie. Și să fim corecți, a ajutat echipa fantastic de mult, a câștigat multe meci. Dar nu e cam subțirel, nu e destul de înalt, totuși apără... Are fibră, nu contează. Să lungești de bine. Să întinde bine după minge, asta trebuie, elasticitate, curaj, puternic. Puternic, inimos, da? E și foarte sufletit și bine și distrus tot timpul. Foarte... Însuflețește echipa. E un băiat care se pregătește bine, un băiat bine educat. Și ca om, și pe linie de sport. Nu s-a mai putea cu Dani Coman în poartă? Cum vedeți dumneavoastră plecarea lui Dani Coman? A făcut foarte bine Dani Coman că a ieșit pe ușa din față. N-a ieșit pe ușa din dos pentru că, într-adevăr, e mai bine decât să stai rezerva. Dar rezervă pentru că era în mare formă Silviu Lum și ca la fotbal, că portarul nu ia golul. Trebuie să stai. Asta și rezervă. Dani Coman a văzut că nu se poate intra, a trebuit să cedeze locul. Și a făcut un lucru extraordinar ca președinte al clubului. Acum, spre finalul campionatului, s-au dat așa publicității multe probleme pe care le-a avut Astra, le-a zis și Mudică, le-a zis și Dani Coman, care n-au ajuns așa la noi, la fani, la dincolo de ecranul televizorului. Dar echipa a avut mari probleme cu banii, categoric. Și iar Dani Coman a umblat întotdeauna după bani. Și cea mai mare mișcare, una care n-a adus bucurie lor, a fost vânzarea lui vânzarea. Dar să plece lui Budescu. Plecarea lui Budescu, de l-au sacrificat efectiv. Altfel, Enache după aceea. De Enache. De Enache se schimbe problema. Care a acoperit perfect. Deci de Boldrin pot să spun și de Texeira care mi-au plăcut mie cel mai mult și s-au acomodat bine la echipa și Lovin în ultima foarte bună zice că Bastra are jucători pe fiecare post bine înfipți acolo. Da, titular. Titular care joacă bine, da. Care joacă bine de la fundaș până la mijloc. Dar ce mi-a plăcut că în locul lui Enache a reușit să... Cu Bugema să aducă un fundaș și ca lumea și pe partea dreaptă, cum a fost Pliațica, a fost, deci după ce a plecat Mățel, a fost cam deficitar postul acela. Și acum cu venirea lui Cheiroș, din ce în ce joacă... Aici trebuie să-l apreciem și pe Șumudică, că a știut să-l tragă cu Enache fundaș dreapta acolo, un fundaș ofensiv. Asta aduce enorm de mult unei echipe un fundaș ofensiv. Deci m-am sigur. Și Moraes la fel. Moraes are locul, Moraes e ceva... de-a dreptul special. Să ai niște fundași laterali care urcă în atac, e ceva fenomenal. Fenomenal. Da, se mișcă foarte bine. Olisech a fost și el campion. N-a jucat decât un meci amical cu Voluntari, parcă. A dat un gol atunci. Da. A fost pe stadion, a primit, chiar colegii mei au făcut un interviu cu el, bucuros, nevoie mare că e campion și că a ales Astra. Îl așteptăm acum, din vară. Da, încă și încă ceva, la ultimul meci, să nu uit, că atâtea discuții mai și... Vă ascultam cu mare plăcere. Inspirația lui și Mudică de a-l băga pe Ioniță în... A dat Ioniță două goluri, mi s-a părut, de fiecare gol înghesuit, împiedicat, dar le-a dat, a tras cădere. Împiedicat, drău, dar și să face piciorul sub... Deci amândouă au fost șuturi puternice în condițiile în care era dezechilibrat. Pasa care a dat Oalibec. Să-mi spuneți, sub bagheta cărui antrenor, Ioniță și Alibec au jucat așa. Deci de-a dreptul fantastic de ce au făcut. Și Ioniță de câte ori a fost introdus, a jucat ca rezervă. A făcut niște meciuri foarte bune. No, într-adevăr, Alibec sub bagheta lui Șumudică a jucat foarte bine. Alibec 16 goluri. Mai puțin pentru că l-a băgat puțin să joace, n-avea. Dar de câte ori l-a băgat și meciul acela cu Viitorul, parcă în Cupa României, nu? A jucat tot așa, a dat un gol special foarte spectaculos. Da, Șumudică are o tactică și avea și niște statistici. 46% din cei schimbați i-au marcat. Dandea, Ioniță... Revenind la Alibec, tot în video pe care l-am văzut mai devreme, 16 goluri, 7 pase decisive și 4 penaltiuri provocate. Practic a provocat cât un penaltiu la toate echipele din play-off Alibec. Plus vreo 3 penaltiuri care nu i le-au dat și au fost bune, adică
A mai fost faultat de câteva ori și n-a primit. Nu vi s-a părut că s-a schimbat puțin în ultimele meciuri Ali Bek, de foarte multe ori? Oprea faza ca să gesticuleze, să vocifereze, iar în ultimele partide și-a dus faza până la capăt, ceea ce e mai important. Da. Și foarte predispus la efort, deci să ducă un meci, deci a dus ultimele meciuri, le-a dus... Și interesul de a câștiga campionatul, dar interesul ăsta mare să ajungă la campionatul european. E și tânăr, e și în forță. Unde acolo, dacă lotul, vă dați seama că poate să plece și el undeva, la o echipă... Dacă ne-a pus spune că nu își îndeplinește parametrii. Alexandra, care e favoritul tău în echipa asta? Mi-ar fi greu să spun că am un favorit. Foarte greu. Echipa. Toată echipa, exact. Sunt trebuie să-ți placă de cineva, un atacant, un portar, ceva acolo. Portarul mi-a plăcut. Ești o mare admiratoare a lui Dani Coman, știm noi, nu? Bineînțeles. Îl admir acum din postura lui de președinte de club. Un deosebit care face treabă foarte, foarte bună. Haideți să mai vedem un video cu declarații după partida cu Dinamo, după victorie. Și cu declarații după festivitatea de premiere, o festivitate de premiere în care dumneavoastră, domnule Coman, ați înmânat trofeul capitanului echipei. A fost un moment deosebit. Cum ați ajuns dumneavoastră să faceți lucrul ăsta? Suntem curioși. A fost o surpriză pentru noi, una deosebită, plăcută, v-am văzut în postura asta, pe care o meritați categoric. Mulțumesc pentru apreciere. Vinerea Paștelui am fost chemat de Tudorel Spoială, tate, și mi-a spus că Ginu împreună cu Petre Buduru, Ginu Iorgulescu cu Petre Buduru, au discutat ca eu să înmânez cupa. După ce v-am văzut acolo, mi s-a părut că sunteți cea mai bună alegere. La ora actuală nu mai mă pot gândi altfel. Exact. A fost perfect. Deci chiar mi-a fost întrebare cine prezint. Eu de vineri știam treaba asta și dacă sunt de acord. Și normal, cum să spun că nu sunt de acord, când mi-era drag... Ați primit și un da, tricou de campion, o medalie? Da, mi s-a dat profesioniste de fotbal, medalia și tricou, plus... tricolor sau cum se spune, farionul din fotbal. Mi-a făcut cadou. M-am simțit mândru. După care echipa a ieșit în față și noastră v-ați retras. Era și normal. Jucătorul era echipa. Da, jucătorul era tot. Au fost nemaipomeniți băieții. Chiar s-au bucurat cu copiii lor pe gazon, cu familiile, cu... nemaipomenit a fost. Ali Bek a primit un tricou în plus de campion. Pentru mama lui. Nu. Pentru băieți cu un băiețel. Mama lui l-a avut pe Ali Bek profesor de matematică. Cam așa ceva am înțeles eu. De că ești fotbalist și încă unul foarte bun. Haideți să vedem declarații după meci și revenim. Un moment unic, un moment care nu l-am trăit decât ca jucător, la Rapid. Iată că Dumnezeu m-a răsplătit cu acest titlu și l-am câștigat chiar în ziua de Paști. Un lucru extraordinar. De altfel, pe tot parcursul acestui an, cred că am fost o echipă și cu puțin noroc, dar am fost și cea mai bună echipă din campionat, lăsând la o parte modestia și vorbind acum foarte serios, fără ironii, fiindcă v-am promis că voi deveni un antrenor mai serios, cel puțin în declarații, am fost de departe cea mai bună echipă, deci am făcut un play-off senzațional. Eu am spus, am câștigat două campionate, am câștigat sezonul regulat, le-am mai dat o șansă, ca la diri-diri, 1-0 pentru noi, le-am mai dat o șansă, la pace sau nimic, cum se zice. Le-am mai dat o șansă, am înjumătățit punctele, n-au reușit nici atunci să ne ajungă, cred că nu se mai poate pune la îndoială și fără să fiu răutăcios, nimeni n-a pierdut campionatul, nicio echipă din acest play-off, noi l-am câștigat. Am demonstrat că suntem o echipă profesionistă, un club care se respectă. Jucătorii, staful tehnic, toată lumea, suporterii merită aprecierile tuturor. Un club care dorește să termine campionatul la o distanță cât mai mare, totuși se punte? Un club care se respectă. Am demonstrat-o și în această seară, dacă mai era nevoie. Am demonstrat că suntem cea mai bună echipă a campionatului. Eu cred că
nu există dubii în ceea ce privește campioana din acest an. Pentru tine, primul titlu din postura de președinte. E un lucru extraordinar, o satisfacție imensă. Acolo, într-un colțișor, poate am și eu un merit, dar meritul cel mai mare îl au jucătorii și staff-ul tehnic. Te-ai îndoit vreodată? A fost un moment în care te-ai îndoit să poți învăța în această zonă? Nu m-am îndoit. Întregul an competițional a fost o cursă continuă cu obstacole. Au fost multe probleme de-a lungul anului, dar de fiecare dată am găsit o rezolvare. Chiar dacă ne-a fost greu, am demonstrat că avem o strategie bună, atât în teren cât și în afara terenului. Am demonstrat că suntem cea mai bună și cea mai unită echipă a acestui campionat. Ce era în fața bucuriei asta, a câștigării acestui titlu? Nu știu, poate cu din cariera mea, poate cu un meci jucat în echipa națională, un meci cu Franța sau cu Spania, nu știu, simt o satisfacție imensă. În primul rând ne bucurăm cu familiile noastre, ne bucurăm cu suporterii giurgiuveni. Am fost un pic obosiți, dar ne bucurăm că am revenit în repriza a doua și că am câștigat. Ai jucat în Marea Macmureală, partea întâi? Nu, am fost un pic obosiți, atât. Da? Ați putut să stați în ghete, cum se spune? Da, ne-am revenit a doua repriză, s-a făcut mai răcoare. E dorința mare să păstrați diferența de puncte față de Steaua? Ăsta e acum motivația voastră? Nu mai contează absolut deloc diferența față de locul 2. Suntem campioni, ne bucurăm de acest lucru. Am câștigat această cursă de anduranță, campionatul. Îl conduce din etapa a 6-a și cred eu că am meritat pe deplin. Suporterii vor pe Real Madrid, pe Manchester, au vise îndrăznețe. O să vedem la vară ce o să fie, mai este până atunci. Până atunci avem o lună să ne bucurăm de acest trofeu. Dușmanii speră să vă desfințați. Din moment ce noi nu avem dotorii, nu prea avem cum să ne desfințăm, așa că speră degeaba. Antrenor rămâneți, vă gândiți deja la asta, mai e o etapă și gata. Nu cred că rămânem, e păcat. Uitați-vă, avem un antrenor extraordinar și îl suspendăm pentru ce? Tatăl tău, ce ți-a transmis? Nu, e mână. Poftit? Tatăl tău, ce ți-a transmis? Să mă bucur de fotbal și să vin cât mai repede acasă cu medalia și trofeu. Dar la viitorul tău ai început să te gândești la Euro și mai departe ce faci? Nu, momentan mă bucur de această seară minunată. Tendem să nu cumva echipa să se destrame în sensul că se plece foarte mulți jucători? Asta e problema clubului. Trebuie să vorbească cu jucătorii care își termină contractul și eu cred că marea majoritate și îl vor prelungi. Bucurie foarte mare și în momentul când am primit medalia a fost ceva special. E un moment unic ca fotbalist și sunt mândru de asta. E o onoare și mai mare pentru tine, pentru că ești și capitan? Da, vă dați seama, e o onoare dublă, să zic așa. Am fost cel care a ridicat trofeul. Sunt foarte bucuros, sunt mândru de echipa mea, de toată lumea care a lucrat anul acesta. Am muncit împreună și merităm cu toții acest titlu. Până la urmă, ce te-i face din vară? V-am zis, dacă e să nu găsesc ceva în străinătate, prima opțiune va rămâne Astra. Îmi place aici și sunt într-un grup foarte bun. Face plăcere zi de zi să vin la antrenamente. Suntem foarte uniți, chiar și atunci când suntem conduși sau când ceva nu merge bine. Știm să strângem rândurile și sunt bucuros într-o astfel de echipă. Suporterii se gândesc la Manchester, la Real Madrid, la Champions League. Voi? Da, nu trebuie să exagerăm, nu suntem de nivelul lor. Pentru noi e foarte important că am luat campionatul. Acum, dacă va fi să ne calificăm în Champions League, este ca un bonus, cu toate că va fi greu. Ce puteam să spunem? Pasul acestui titlu. Nu, am vrea echipe accesibile pentru a ne califica. Nu mi-imaginam că o să intru să dau două goluri. Ne bucurăm foarte mult, îi mulțumesc lui Denis. A mai spus, a demonstrat încă o dată că este cel mai bun jucător din România la ora actuală și sper să țină tot așa, să demonstreze și la Euro și să prindă un transfer cât mai bun afară și pentru el să fie și să fie bine și pentru club. Dar pentru tine ce dorești tu? Eu îmi doresc să rămân aici, mai am 2 ani jumate, sper să prind prima echipă, să joc meci de meci, să fiu un om de bază și să câștigăm cât mai multe trofee, să fim la fel cum am fost și până acum. Mă simt foarte fericit, bucuros, bucurie mare. Ce să mai zic? Bucuros! Cât ai dormit, sincer, azi noapte?
O oră, două. Și ai putut juca? Cred că m-am simțit mai bine așa. De acum încolo, domn, cred că doar o oră, două să mă duc la meci. E secretul vostru, anticârcelul vă dă foarte... Da, azi s-a văzut că e bun. Am putut să alegam și că am bătut cu 4-2. Acum, serios, care crezi tu că a fost secretul vostru pentru acest tip? Nu știu, cum am zis, avem noi o bază de 4-5 jucători buni și am venit și mulți jucători buni cu experiență și sunt băieți buni și în afară teren și în teren și cred că asta e secretul. Îl vreți pe Budescu înapoi? Că i-ați dedicat golul? Normal că îl vrem, că ne-a ajutat și dacă vine ne ajută, dar nu se știe, el știe mai bine da. Dacă se întoarce aici sau nu. Da, să-l pierdeți pe Alibec și să vină Budescu, ar fi o afacere bună? Cred că da. Merită și Denis să merge undeva în campionat mai puternic și vedem ce va fi. Așadar, declarații după meci ale antrenorului, ale jucătorilor, președintele clubului. Bucurie generală și eu personal mă bucur ca noi toți pentru echipă. Meritau băieții să aibă o asemenea seară. Aș vrea să discutăm puțin despre partida asta. Dinamo, un 4-2 la care nu mulți se așteptau. Asta în condițiile în care echipa chefuise, în condițiile în care nu mai exista miză, Astra era deja campioană, în condițiile care se puteau face speculații că, mă rog, în care nu cred că Dinamo ar fi putut dacă Steaua învingea cu bandurii, Dinamo ne-ar fi dat un punct aici la Giurgiu, ca și cum nu l-am fi putut lua noi. Deci multe speculații. Ce ziceți despre dacă la acel 1-4 Dinamo ar fi învins Astra, vă spun sigur că ar fi luat o opțiune serioasă pentru cel puțin locul 2. Da, în acele momente. Așa, da. S-a și contragea dacă vrei. Au pierdut, s-a terminat cu locul 2. Nu mai au șanse. Da. Iar seara când am văzut meciul cu Steaua și Pandurii, deși în meciul direct cu Pandurii și Dinamo aș fi vrut să oarecum așa să câștige Pandurii, fiindcă ar fi fost foarte motivați cu Steaua, deci era cucerirea redutei pentru locul al doilea. În momentul când s-a terminat egal, cu un rezultat favorabil, la un moment dat parcă am zis, bă, ia uite, mâine nu o să mai fie așa un meci cu miză și am venit doar să ne bucurăm că e Astra. A fost un stadion plin, de s-au vândut peste 7.000 de bilete. Între galeria lui Dinamo și Giurgiuveni, un sector de siguranță acolo, cam acolo n-au fost spectatori. Vedeți, pe mine m-a deranjat problema cu spectatorii lui Dinamo. Să-i dea meciul lui Astra, ca să nu câștige Steaua campionatul. M-a deranjat foarte mult. De ce? I-a bătut sec. Care a circulat cel 4-2? Da. Și că să le dăm... Nu, 4-1. 4-1. În 4-1. Și vorba ea m-a deranjat problema asta că o să le dea un punct. Pe ce interes avea Dinamo să-i dea meciul lui Astra când ei trăgeau pentru locul 2 și să-i dea atunci la titlu? Practic la Giurgiu și-au luat la revedere de la locul 2. I-a bătut pe cinstită. De ce să iei meritul unei echipe? Pe mine mă deranjează treaba asta când îi merită la niște echipe. Iar 4-2 ăsta a demonstrat încă o dată că acest Dinamo e un foc de paie. Să vă spun foarte sincer, un foc de paie cu jucători care a adus lenici și nu știu ce. Pentru că dacă ei erau o echipă cu adevărat, nu putea să pierde la un scor de ăsta. Și multe care a zis că nicio echipă n-a pierdut, Astra a câștigat. Și Dinamo a pierdut. Sigur. Nu? Era un mod frumos de a spune că Astra a fost la mare distanță. Astra i-a bătut fără drept de apel, de ce să nu recunoaștem problema? Le-a bătut într-adevăr. Le-a dat șansă să câștige, poftim. 1-0, 1-1, 2-1, poftim, le-a dat 4-2. Și pe Pandurii ca să arătăm că suntem cea mai bună echipă. Deci, doar cu Pandurii avem rezultate favorabile. Pandurii am câștigat 2 puncte din 3 meciuri, ei 5. Da, într-adevăr, așa este. Da. Și cu ASEA suntem la egalitate. Ce cum o să fie în ultimul meci din play-off? Cum vedeți întâlnirea voastră cu cred că Astra va termina ca o mare campioană. Deci nu cred că va pierde. Credeți, domnule, cum se mai poate remonta? Alibec, Lung și Găman sunt liberi.
Deci se presupune clar, sunt astăzi, la lotul național. Astăzi Astra a avut ședință, trebuia să vină și Mudică și cu Dani Coman, ne promiseseră nouă jurnaliștii Giurgiu când că vin, s-au scuzat că nu poate să vină, pleacă în Gorj încă de astăzi să pregătească meciul cu Pandurii. Când joacă? Sâmbătă. Azi sunt ei joc. Da. Cu două zile înainte. Cum au venit și la Giurgiu, un cantonament de sâmbătă? Aveau tot interesul să vină de sâmbătă, pentru că... Au făcut Paștele aici și s-au liniștit pe seara. Nu știau ce se întâmplă Steaua cu Panduri. Da, da. Și trebuia să se iei niște măsuri. Dacă era, îi băgam de vineri, dacă eram antrenor. Nu? Tot am ajuns la capitolul ăsta, vă spuneam în pauză că vreau să discutăm pe trei direcții acum spre finalul emisiunii, cred că mai avem un sfert de oră. Astra și Șumudică, vreau să discutăm despre Astra și Ioan Nicolae, despre Astra și Giurgiu în final. Haideți să reluăm discuția, mi se pare că voi ați vorbit foarte puțin, sunteți atât de entuziaști încât v-ați pierdut cuvintele. Ați mai fost și voi pe la conferințele de presă, ați mai vorbit cu Șumudică pe la antrenamente? Deci credem noi că meritul lui Șumudică e maxim ce a realizat Astra în acest sezon. El prin calitățile, talentul să țină jucătorii apropiați. Ne aducem aminte că n-a trecut mult timp de iarnă din pauza competițională. S-a comportat foarte apropiat de jucători, a vorbit foarte mult cu ei. Ce spunea presa centrală atunci, că Astra pleacă jucătorii, că probleme, că nu mai termină sezonul, câte probleme. Nu era, în fiecare zi era câte o știre negativă legată de asta. Și atunci Mudica a reușit să-i țină apropiat, să treacă peste lucrurile astea. Și ce am remarcat și noi, dacă acest play-off era mai, cu meciuri mai multe, Astra aici a început să joace mult mai bine. Deci a pregătit foarte bine și fizic a fost pregătit foarte bine. O adevărată echipă, muncă în echipă, uniți și meciurile cele mai grele, meciurile cele mai complicate, meciurile cu miză, Astra le-a jucat foarte bine. Cu privire la pregătirea fizică, într-un comunicat al clubului Astra, se spune că pe toată durata campionatului Astralii au arătat fantastic atât fizic cât și psihic, citesc. Iar asta s-a văzut și prin faptul că în 6 dintre cele 10 meciuri în care au intrat conduși la pauză, aceștia au reușit să salveze cel puțin un punct. Deci în 10 partide au fost conduși la pauză, din 6 dintre ele au jucat foarte bine în repriza a doua, așa încât au luat cel puțin un punct sau 3. Da, și nu mai în campionat. Chiar și Mudică spunea, mai pe înțelesul celor care nu se pricep atât de bine la fotbal, că o echipă care este condusă la pauză și joacă foarte bine, revine puternic în repriza a doua, o echipă bine pregătită fizică, dacă nu te... Și moral, mental. Și un dram de noroc, dacă țineți minte, după primele două meciuri când a început campionatul, după acel 2-5 sau 1-5 cu ASEA Târgu Mureș, 2-2 cu Chiajna, așa. Apoi a urmat meciul la Craiova, unde am fost conduși, mi se pare că am câștigat, a dat Dan de acolo. Deci momentul ăla putea să fie crucial chiar și pentru Șumudică. Deci mă întreb așa, după 3 meciuri, ar fi existat riscul la un moment dat chiar să fie... Mă întreb dacă ar fi fost la Steaua sau îl dătea becat. Alexandru a avut Astra foarte noroc. Dacă pierdeam, meciul ăla era greu. Da, bineînțeles că a avut și a fost puțin noroc. Celelalte echipe s-au încurcat. Și cred că aici a contat foarte mult faptul că au știut să se motiveze până la urmă. A fost destul de greu începutul de campionat din punctul meu de vedere. Exact cum spuneau și ceilalți, înfrângerea cu ASEA-ul, dar și remizele, cred că atunci puteau pierde totul. Dar... Dar și câteva meciuri câștigate în ultimele, în minut, în prelungire, efectiv, gol cu capul din corner al lui Găman, parcă, da, în ultimele secunde. Cu Steaua, da. Acum să fim cinstiți, a fost și un meci cam suspect, că am bătut cu 2-0 pe Steaua și i-au dat totuși 3 goluri, dintre care s-a discutat că 2 ar fi fost chiar gol. Ne-am uitat și acel meci, dar a fost la începutul campionatului practic și a fost un meci de un punct jumate, n-a fost un meci de 3 puncte. Da. N-a fost așa important, adică nu l-a fost meciul hotărător. Ei, adversarii Astrei, se leagă de acel meci că n-au ce să zic altceva, dar nu acolo a pierdut Steaua campionat. Vorbeam la capitolul noroc, totuși, știi? Da. Dacă ai noroc, ai. Până la urmă și norocul face parte din joc, așa și cum bara. Nu e chiar așa. Bara domnule Coman. Bara portarului.
Noroc da. Și nu mai facem și eu. Dar și cu bara cea lui Noire din la scorul de 2-1. La 2-1, da, da, Dinamo a dat contează. O bară puternică, puternică, care dacă era gol se făcea 3-1 și nu știu ce să mai putea specula cu aranjamentul meciului, cu nu știu ce. Deci putea să dea gol, să fie 3-1, nu știu dacă mai revenea. Asta da, la, bine, la asta a fost sigur, a fost pe fondul oboselii apărătorilor noștri, că în alte după condiții. 70 de șampanie asta, și da. 5 glas de bere. Eu am băut anticorpi. Campionatul ăsta, Astrele a fost de partea noastră. Vorbeam de Ciumudi, că nu mi-a plăcut, pentru că la un moment dat, categoric, am auzat de niște strategii, dar nu mi-a plăcut că le-a făcut cunoscute. Adică mi se pare nepotrivit, ca să nu zic altfel. Faptul că a spus că îi lăsa pe jucători să-și facă singur programul, îi lăsa să creadă că e ca ei, când vor ei este antrenament, după care provoca un mic scandal, întrerupea tot și prelua el fruiere. Bun, poți să faci așa. Sigur că da, e o strategie, dar nu e cazul să mai și spui la televizor chestia asta, știi? Păi oricum e să fiți convins că n-a spus tot. Ce a spus, da. Ce a considerat, da, că ar trebui să se știe. Chestiuni de mare finețe pe care trebuie să le ții pentru tine. În momentul în care vii și le spui, deci, asta nu-mi place mie, asta denotă ceva, nu vreau să merg mai departe să spun ce, dar nu mi se pare potrivit. Foarte bine, ai o strategie, este foarte bine. Ai ținut fața televiziunilor cu conflicte, cu nu știu ce, și ai lăsat fotbaliștii, sunt foarte bine, dar nu trebuie să spui da. Toate chestiunile astea, să te lauzi cu ele la un moment dat, pentru că oricum lumea le presupune. Toată lumea a presupus că da. Joacă un rol și Ciumudică. Dar Ciumudică de unul singur. I-a stat bine, hâtul, l-am vântat și pe Becali și pe Meme Stoica și pe Reghe. Că înaintea meciului a întrebat cineva la conferința de presă, un ziarist, zice, simțiți presiunea meciului cu Astra? Păi cine, domnule, noi suntem Steaua, ce presiune să simțim noi? Nu avem mai treabă. Noi suntem Steaua și pe ăla s-a văzut rezultatul. Le-a mai trecut. Astra și Ion Nicolae, haideți să discutăm puțin și despre chestia asta. Vă întreb așa direct, dacă Ion Nicolae ar fi fost lângă echipă, este posibil ca parcursul Astrei să fi fost altul? Domnule Coman. Având în vedere că e un patron băgăcios. Patronul e băgăcios. Ca și pe cale, i-ar fi cășunat, bagă-l pe ăla, scoate-l pe ăla și... Da, dacă un doctor ar fi răspuns sau i s-ar fi părut ceva, le spunea scoate-l. Să nu uităm ce a făcut lui Mățel, care acum joacă unde joacă. Da. I-a cășunat pe el de s-a antrenat la o jumătate în parcuri. Un jucător nemaipomenit de bun. N-a vrut să mai primească. Și de schimbat, îl schimba. Cum sunt antrenorii, că spune că nu fac eu ca patru, nu fac ce vreau, dar nu e adevărat. Îl schimba, că altfel era medic. Cred că a fost și norocul lui Ulușu, adică nu l-a avut în spate pe Ion Nicolae. Aici vreau să spun un singur lucru, merit extraordinar domnul Ion Nicolae. Că a venit cu echipa aici în Giurgiu, că a făcut un stadion frumos, că a adus cupa și supercupa României. Uitați că la Giurgiu a adus și un campionat. Este deci, echipa dumnealui pe care a susținut-o, a băgat foarte mulți bani. Echipa dânsului, moftul dânsului, plăcerea dânsului, a băgat bani. A schimbat și strategia, pentru că la un moment dat Ion Nicolae a fost sfătuit de către apropiați și s-a spus ceva de modul, e foarte frumos că bagi bani în fotbal, dar de ce nu bagi mai mulți, că bagi atât de puțin bani încât ții echipa să nu retrogradeze. Te-ai putea orienta să bagi mai mulți bani ca echipa să lupte la primele locuri și atunci a schimbat strategia, a investit și uite unde am ajuns. Până la urmă sunt banii firmei dumnealui și i-a trimis schimbat-o de când a venit la Giurgiu. Performanțele lui Astra sunt strâns legate de venirea la Giurgiu. Astra, de când a venit la Giurgiu, a început să facă performanțe. A avut un nou început, pentru că la Ploiești erau... La Ploiești veneau 300 de găzari pe stadion, doar ca să-i înjure. Dar nu a fost ca să-i înjure înainte. Nu veneau nici atâta. Nu veneau numai să-i înjure, erau cuiduiți peste tot, erau terminați. Și Astra a făcut performanțe de când a venit la Giurgiu din primul an. Chiar mulți spuneau, făceau asocierea între Astra și Oțelul sau Ozicen. Nu e nici pe departe, pentru că Astra și în ultimii ani s-a bătut la primele locuri, a câștigat cupa, a câștigat supercupa. Da. Deci are performanțe în anii ăștia de când e la Giurgiu. Asta ar trebui să ne facă pe noi giurgiuvenii să ne apropiem și mai singurele mult de echipă. Singurele performanțe. Sigur. Deci, istoria lui Astra, toate trofeele istoria la Giurgiu. De 85 puternică, de ani, ceva de genul. Da.
Dar istoria de performanță e scrisă la Giurgiu. Practic, istoria adevărată Astrei începe la Giurgiu, începe din orașul nostru. Performanțele sigur, de aici. Sigur, sigur. Și asta ar trebui să... A cumpărat o echipă de divizia C, parcă? Era în divizia C și să ajunge în aia. Și ceilalți s-au bucurat. Când a preluat pe Cali Steaua, avea niște probleme financiare, dar era și Steaua tot. Și a arătat un material mai devreme cu Giurgiu, pe al 13-lea oraș, care de o campioană României. Eu zic că, în primul rând, merită legendele fotbalului giurgiuvean, începând de la Anastasovici, și merită acești oameni care ne-a adus mândrie orașului să aibă și un titlu de campion. Și deci mai frumos de atât ce... Și, atât mai frumos și, și premiera, să-l vedem pe domnul Coman, când mânează trofeul echipei. A fost echipei. Unicul, plăbrazați, pentru că dumnealui cine a mai fost pe plan mondial, a mai fost Levin Yashin. Nu, dar sunteți singurul portar din fotbalul românesc, da, care a câștigat locul cel mai bun fotbalist în 78, deși activa la o echipă, nu Steaua sau Dinamo, Târgoviște. Problema e că a mai ieșit după mine și alt jucător, a mai ieșit Silviu Lung, Duc Adam, fotbalist numărul 1. Fotbalist român. Da, mai e mai important. Cel mai bun fotbalist român. La 4 ani. Da, a, cu atât mai important acest titlu poate să rămână în cartea de aur a fotbalului românesc ca fiind primul titlu câștigat după un nou sistem competițional. Da, play-out, play-off. Deci premiere la Giurgiu, premiere după premiere, lucruri importante, naționala la Giurgiu, tot datorită Astrei. Nu, haideți să vedem ce au spus giurgiuvenii în centrul orașului. Eu vreau să mai frumoasă noapte. Și giurgiuvenii a avut și primul fotbalist numărul 1. Asta am spus eu mai devreme. Corect. Asta am spus eu mai devreme. Și acum avem și echipa numărul 1. Eu spun giurgiuvenii, nu că am ieșit eu. Giurgiuvenii a avut. Așa, domnule. Părinte, ăștia de pământ din Giurgiu, că-s de aici. Da, deci Giurgiu merită acest titlu, ce să spunem. Merită pentru tot ce... Ce a făcut în fotbal de-a lungul anilor. Au plecat foarte mulți fotbaliști aici în divizia, cum se spunea atunci, divizia. Acum nu mai a rămas decât, nici nu știu, Croitorul, dacă... Nu mai joacă. Nu mai joacă nici Croitorul. Da. Deci de când s-a terminat cu divizia B... Da, am auzit-o și pe asta, că asta nu e echipa giurgiuvenilor, pentru că nu joacă niciun giurgiuven. Păi era doar Croitorul, care nici măcar nu mai joacă. A ajuns da. Și la o vârstă. La Steaua nu joacă 100 de străini. Asta e fotbalul. Chelsea, echipa londonezilor cu Abramovici din Ucraina și au fost meciuri când n-a fost decât John Terry, capitanul, sau n-a fost niciun jucător. Iar acum e nou, în campionatul Italia a fost un derby, parcă Juventus cu Juventus cu Inter. Da. Nu a fost niciun italian. Iar acum câțiva ani, mă uitam cu un prieten italian la un meci, fan al Juventusului. Și eu zic, bă, dar nu joacă niciun italian? Și el a zis, ba da, Balotelli. Haideți să vedem cum s-au bucurat giurgiuvenii în acea noapte grozavă și ce au declarat în centrul orașului și revenim. Ce înseamnă pentru dumneavoastră seara asta? Este un eveniment deosebit de important. Giurgiu a intrat în istorie prin această performanță sportivă de excepție realizată de echipa noastră Astra Giurgiu. Suntem foarte bucuroși și suntem mândri că suntem cetățenii acestui oraș datorită acestei performanțe sportive. Curie neașteptată să avem o echipă care să ne prezinte în țară și peste hotare, în Europa, zis. Cinste lor pentru munca care au făcut-o, că majoritatea spun ce, n-avem jucători din Giurgiu, nu ținem cu Astra Giurgiu. E o greșeală enormă. Indiferent cine vine, din altă țară, din alt oraș, sunt în oraș, crezi la noi, se dezvoltă la noi, cinste lor și pe mai departe să câștige cât mai multe trofee. Este o seară minunată. Echipa din Giurgiu, noi niciodată n-am avut o echipă care să câștige măcar ce campionat. Campionat e mult spus. Simțiți că Astra este echipa giurgiuvenilor? Da, sigur că da. Cum să nu fie echipa giurgiuvenilor? Din moment ce joacă aici la Giurgiu... Ce le doriți pe mai departe? Să se califice în cupe și la anul să mai câștige încă o dată campionatul. Ce înseamnă pentru fanii giurgiuveni seara aceasta? Pentru fanii Astrei Giurgiu, cred că e o seară deosebită. Cred că nu știu dacă a mai fost vreo bucurie mai mare de atât. Nici cupa, nici supercupa nu se compară cu asta. Însă pentru fanii de la Giurgiu, nu știu cât de mare e bucuria.
Te așteptai ca Astra să bată Dinamo în seara asta, în halul ăsta? Sincer să fiu, mă așteptam să batem Dinamo ca să demonstreze celorlalți că nu e blat așa cum s-a vehiculat în ultimul timp, că o să fie blat între Astra și Dinamo. Și ca drept dovadă am câștigat și la scor. Ce înseamnă pentru dumneavoastră seara asta? O seară superbă, ce să însemne? O seară fericită. Fericită. A luat campionatul. E o premieră pentru Giurgiu că intră pe lista orașelor în care se câștigă campionatul. Și pentru dumneavoastră? La fel, ne bucurăm, e o seară minunată, o așteptam de mult, de când a venit Astra în Giurgiu, așteptam să câștige campionatul. Ați fost la stadion, meci de meci? Aproape, deci de fiecare dată când am fost în Giurgiu, am fost la meci, suntem abonați la stadion și o să fim în continuare, o să o susținem cât o să fie Astra în Giurgiu. Ce să însemne? Bucurie, veselie. Am câștigat. S-a devenit speranța care am nutrit-o de-a lungul timpului, după locul 2, locul 3, cupă, supercupă, era normal să vină și campionatul. Și dacă ați urmărit în așa zise declarațiile care le-am mai dat, că am fost ambasadorul clubului la Cupa Ligii, în vestiar am spus că îmi doresc campionatul și de ce nu să luăm campionatul. Și iată că s-a adeverit. Vă așteptați la o victorie atât de categorică în seara asta în fața lui Dinamo? Categorică. Victorie, da, nu știu cât de categorică putea fi, dar urmărind aseară declarațiile jucătorilor, chiar dacă s-a sărbătorit cumva în avans titlul și multă lume spuneau că s-ar putea să nu joace la potențialul maxim, aceștia au declarat că sunt profesioniști și își doresc să ia campionatul cu o victorie și cu atât mai mult să nu lase loc de interpretări presei, cum ați văzut pe televiziunea aceasta de sport, că Dinamo, că au bătut, s-au bătut până la capăt. Am câștigat în victorie și până la capăt. E o seară minunată, nu ne așteptam să luăm campionatul, dar după jocurile bune care le-au prestat jucătorii în ultimele etape, ne-am convins că titlul va ajunge la Giurgiu. O victorie categorică în seara asta împotriva lui Dinamo, vă așteptați? Sincer, după petrecerea avută aseară, nu ne așteptam nici la această victorie, dar au ținut din tot sufletul să demonstreze că campionatul trebuia să rămână la Astra și au pe deplin meritat. Așadar, giurgiuvenii bucuroși, fericiți, entuziaști că avem o echipă campioană. Interviuri frumoase cum rar avem ocazia să facem noi ziariștii. Discutăm spre finalul emisiunii noastre, 5-7 minute mai avem, despre Astra și Giurgiu, despre Astra și fanii. Încep cu voi. Păi, ce pot să spun? Să tot zice că Astra totuși nu este echipa Giurgiu. Care o fi, nu pot să-mi dau seama. Astra s-a născut la Ploiești, crescut acolo la Ploiești. Ce a venit să întinerească la Giurgiu. La Ploiești și vine și supraviește la Giurgiu. Care e problema? Sunt face Giurgiu performanță la face performanță la Giurgiu. La face performanță, deci. Da, face performanță. Legi la ce să vă spun? La... E un început. Eu sper să vină giurgiuveni cât mai mulți pe stadion de acum acolo, pentru că au pentru ce. Dacă nici acum nu vin, atunci când? Cred că prima legătură a fost făcută în momentul când a venit cu trofeul în centrul orașului. Chiar a fost o bucurie frumoasă, neregizată, toți care am fost în centru. A fost o baie de mulțime echipei acolo. Da, da. Și modul cum au fost așteptați, cum au fost îmbrățișați jucătorii. Bucuria, euforia aia care mi-a amintit de perioada când ieșeam în oraș, când dătea naționala lui Hagi la World Cup 94, golurile alea frumoase, victoriile alea frumoase și ieșeam pe stradă. Acum a fost peste ce am trăit atunci. Că au fost aproape de noi jucători. Chiar prin acest echipa titlu și fi, prezența în centrul orașului, eu cred că s-a făcut acea legătură între echipă și noi giurgiuvenii care nu mai poate fi... Clubul a procedat foarte bine, ca și când a luat cupa, au venit cu cupa la Giurgiu, noaptea aia, pentru 50 de giurgiuveni, că nu au fost mult, au venit, ce au făcut datoria. Acum au fost mulți mai mulți. Au fost sute. Vedeți, spre 1000, poate. Când apari în mijlocul orașului cu cupa, tu ca jucător, prinde drag cetățenii. Sigur, a fost bucurie. Ia, uite, erau entuziaști toți, erau cu sufletul la gură. Că giurgiuvenii nu sunt astral, că nu sunt nu știu ce.
Ia uitați-vă câți oameni au venit la ultima, penultimul joc din campionat. Spuneți-mi și mie, 6.000 și ceva, 7.000 de spectatori. 7.000 au fost, a venit da, să vadă ultimul meci, la revedere de la Baiți. Începe Giurgiu Venu să țină la echipa asta? Categoric. Va ține. Da, da, da. Va ține. Dar atenție mare cum să vorbește. Atenție mare cum să vorbește. Să nu se mai persifleze orașul ăsta de anumite persoane. E, asta, poate da, să supere pe mine, poate să mă... Nu ar trebui generalizat. Asta e chestia, fiindcă eu care am fost... Fiți mai aproape jucătorii de spectatori și să vedeți că și conducerea și, și atunci va fi spectatorul și spectatorii va veni. Acum a câștigat, Astra a jucat extraordinar și a câștigat niște spectatori de partea ei. Dar ce te faci că unii vin și mulți dintre ei, credeți-mă că cunosc multă lume în orașul ăsta, vin pe invitații și comentează și negativ. Comentează. Da, sau strică hai steaua asta, sau nu știu. Da. Am întrebat o dată. Vreau să vă spun că la... Am stat la masa presei la meciul cu Dinamo și în dreapta mea era un grup foarte compact, cred că erau 200 de inși, care strigau Astra, nu știu, și au sărit toți în sus când a dat Dinamo primul gol. De fapt, erau dinamofiști. Deci eu nu înțeleg cum poți să strigi, hai Astra, nu știu ce, după care să te bucuri că a dat Astra. Da, nimic, dar nu înțeleg că a luat Astra gol, că a dat Dinamo, să te bucuri și a doua oară. Ținea și cu ăla și cu ăla. Și la urmă au tăcut toți, mâlcă nu mai face să mai zică, au luat-o iar cu hai Astra, ura. În esență, da, 90% da, sunt din țara asta, dintre suporteri, sunt steliști, dinamoviști, rapidiști, craioveni, da? Da. E, acum la ora actuală, când joacă, așa, poate eu sunt stelist, sau dumneata dinamoviști, așa, în momentul când ai o echipă, unii suferau că nu câștigă Steliș, că nu câștigă Steaua campionatul. Zic, mă, dacă Steaua câștigă campionat, care e bucuria ta de când vii aici la o seară, o gală de Europa League sau când joacă echipa ta? Să nu te bucuri că echipa asta de la noi, de la Giurgiu, joacă în cupele europene și e campioană. Asta n-am putut să o înțeleg. Haideți să vă spun și eu altceva. Eu sunt Steliș din Focat, de mic copil. Jucam contra lui Steaua. Da. Mă repet, jucam contra lui Steaua. Dă Doamne să bată Steaua, dar să nu greșesc eu. Iar când îi băteam pe Steaua, vă spun sincer că eram foarte, foarte fericit. Deci cu toate că fiind stelist. Da. Mi-a început să-mi placă fotbalul în perioada aceea. Așa și cu... Sunt mutații ale simpatiei. Cu da. Dinamo în semifinalele Cupei Campioni, cu Craiova din 82. Am fost pe rând suporter la Craiovei, Dinamo și Steaua. Și atunci dinamoviștii urau pe Steliș, dar așa fericire ce am simțit în momentul când a luat Steaua cupa, în momentul când Dinamo a eliminat pe Hamburg, deși eram un copil, deci eu am rămas, mi-e drag și acum de aceste echipe, deci eu nu pot să le urăsc, nu pot să le văd, să le urăsc. Da, dar știți nu care pot. E diferența? Dar sunt astrist acum. Vedeam la televizor, lucrurile le vedeam la televizor. Da. Nu se compară, nu se compară cu ce trăim noi acum. De. Atunci ne uitam la televizor, ne bucuram, stingeam televizorul și gata. Am meciul cu Steaua, veni niște tipi. Aici trăim, suntem partea fenomenului, sunt jucătorii lângă noi. Tu ce zici, Alexandra? Hai să terminăm emisiunea cu tine. Domnilor, într-un fel sau altul trebuie să ne oprim, da? Jucătorii ar fi toată săptămâna, zi de zi cu tine. Alexandra, cum ți s-au părut Giurgiu Veni noaptea aia minunată? Eu am rămas uimită într-un mod plăcut. În momentul în care am ajuns în centrul orașului și am văzut atâția oameni, nu mă așteptam, sinceră să fiu, dat fiind faptul că au fost foarte multe meciuri. Mie mi-era teamă totuși că n-au avut timp să ajungă de la stadion în centru, deși cred că majoritatea au venit acasă de la televizor. Da, asta e clar, au fost foarte mulți oameni. Ceva... Și a fost o mișcare destul de bună din punctul meu de vedere a clubului făcută. Și așa a fost normal, nu? Așa trebuia să fie, au făcut bine, sigur. Eu aș fi văzut pe o scenă luminată, așa, cu spectacol de gală în cinste. Urmează. Urma și alte... Bine, cred că oricum giurgiuvenii vor veni într-un număr mai mare. Eu vreau să mai spun ceva, dar asta e referitor la mine. Mă bucur că și eu am fost pe acolo printre ei, dar am plecat acasă. Să mă bucur. Apropo de problema asta cu spectatorii, mi-am aducat aminte că am avut Târgoviștea cu Universitatea Craiova, mi-am adus aminte de Craiova. Și am făcut 1-1 la Târgoviște, gol din offside. Am luat. Spectatorii, într-adevăr, se omoare arbitrii. Am ajuns să-i bag eu în cabină, după aia primul secretar mi-a spus ieși în fața spectatorului că tu poți să-i potolești. Păi mi-e frică, ieși. Și ce le spun? Zic, vă aduc un punct de afară.
dar în loc să spun un punct, am spus două puncte. Eu așa am vrut în capul meu și zic, vă aduc două puncte de afară. 5.000 de oameni m-au luat și m-au dus acasă. Am ajuns în kilot. Toți au luat un pantof, un ciorap, un pantalon, i-a luat, i-a rupt, am plătit. Deci cât de mult putea să iubească sportul și special pe mine, că într-adevăr am ținut foarte mult la mine la Târgoviște. Și m-am ținut de cuvânt, le-am adus 3, nu 2. Haideți să ne oprim aici cu tot regretul. Sper să ne mai întâlnim la fel de entuziaști și bucuroși, să avem motive. Mulțumesc Narcis Coman, Costel Chiosea, Alexandra Preda, Paul Dupir și lui Petrica Radu. Sunt Gelu Prevenel, am discutat despre Astra. Hai Astra, echipa noastră de suflet. Ne revedem cu siguranță joia viitoare, când începe campania electorală, dar asta este cu totul altă poveste. Numai bine până atunci.